Baklavale, sarailii, minunății turcești și șuberec sunt doar o parte din preparatele tradiționale pe care femeile din comunitățile turcotătare le-au adus la târgul organizat ieri. Bunătățurile s-au vândut ca pâinea caldă. Deci totul este făcut de casă, este făcut totul garantat, totul este tradițional, totul este ecologic, este bio, deci vă rog să serviți cu încredere, plus, bineînțeles, și berecuri, geantăcuri, de acestea fiind specifice, nu puteau să lipsească nici astăzi. Dar dulciurile, după cum știți, bucătăria noastră este renumită pentru dulciuri. O să găsiți o sumedenie de tipuri, de baklavale, de sarailii, de prăjituri. Ramazan Bayramul este cunoscut ca fiind sărbătoarea dulciurilor, așa că ieri au fost prezentate zeci de rețete vechi transmise din generație în generație. Prăjitura aceasta este prăjitură cu mac, conține cremă, blatul acela cu mac, biscuiți și cremă de cacao, care în tătărește se spune hașașman tatlăsă. Iar în română înseamnă? Prăjitură cu mac. Cu zahăr, cu margarină, făină, praf de copt, cacao, nucă și mult suflet. Suflet. A spus și nucă? Se numește? Da. Coșulețe. Țepetatlăsla. Tătărească, da. Cam cu cât le dați așa? 2 la 3 lei. 2 la 3 lei. Natural. Da. O acțiune caritabilă, fiecare cât dorește da, să... poți să dea și mai mult da. Dacă poate. E o acțiune caritabilă, da. Deci banii vor fi donați copilor fără posibilități. Spuneți-ne ce ați cumpărat. Sarailii. Știți cum se face? Mai mâncat până acum? Am mâncat de la cofetării, dar nu cele originale, făcute de bunicuțele noastre. Și chiar am auzit acum că este și pentru o cauză nobilă. Superb! Toți banii strânși vor fi folosiți pentru acordarea de burse copiilor din cadrul comunității turcotătare.